Ne vor cât mai repede în Schengen. Eurodeputații din Comisia pentru Libertăți Civile fac lobby pentru o aderare rapidă a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Parlamentarii au transmis apelul lor miniștrilor UE, îndemnându-i să ia o decizie rapidă și pozitivă în acest sens. Comisia Libertăților Civile a reafirmat că Bulgaria și România ar trebui să devină membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen și a respins perspectiva unei aderări parțiale, mai întâi cu frontierele aeriene și maritime și apoi, eventual, cu frontierele terestre. Această abordare, în două etape, creează un precedent periculos, care nu doar că nu are nicio bază juridică solidă, dar care implică totodată inconveniente economice, sociale și politice asupra Uniunii Europene, a declarat raportorul Serghei Stanishev din cadrul grupului parlamentar european al socialiștilor și democraților. Eurodeputații consideră că decizia ar trebui să ia forma unui act juridic unic. În luna decembrie, Parlamentul European se va pronunța asupra raportului adoptat de Comisie. Parlamentul European a dat undă verde aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen încă din iunie 2011. În prezent, atât România cât și Bulgaria aplică în mod parțial acquis-ul Schengen, iar controlele sunt efectuate la frontierele ambelor țări. Hotărârea finală cu privire la aderarea deplină a celor două țări la spațiul Schengen este luată prin vot unanim de către miniștrii din cele 28 de state membre.